Pandemia de COVID-19 i-a pus pe mulți constanțeni în dificultate. Unii au rămas fără locul de muncă, alții au avut afaceri închise, iar dacă au avut și credite de plătit, această perioadă a fost destul de grea. Măsura amânării ratelor bancare a însemnat un real ajutor. Alex spune că a apelat la această facilitate anul trecut în aprilie și a amânat plățile de la leasing pentru 6 luni. Da, am fost în situația în care a trebuit să-mi amân ratele în contextul pandemic. De ce? Pentru că afacerea a fost închisă, iar eu nu mai aveam nicio sursă de venit. A crescut dobânda, nu cu mult, cred că undeva la 2%. Momentan, acum că ne-am reluat activitatea, totul este ok. Autoritățile vin cu vești bune și pentru acest an. Guvernul a aprobat miercuri propunerea Ministerului de Finanțe de a continua măsurile de sprijin acordate persoanelor afectate. Românii care au beneficiat deja de o perioadă de 9 luni de suspendare a ratelor nu vor mai putea obține o nouă suspendare. În cazul în care s-au bucurat de amânarea plăților pentru o perioadă mai mică de 9 luni, atunci pot obține o altă suspendare. Cei care doresc să solicite suspendarea plății ratelor trebuie să îndeplinească câteva condiții. Creditul să fi fost acordat până la data de 30 martie 2020 inclusiv, să nu fi ajuns la scadență până la data solicitării, iar debitorul să nu înregistreze restanțe la data la care solicită amânarea plăților. Pe de altă parte, lucrătorii din sistemul bancar sunt de părere însă că ar fi mai înțelept să cheltuim mai atent banii pe care avem, pentru că o astfel de măsură crește cu cel puțin 10% valoarea datoriei rămase. Aceștia spun că solicitările de amânare au fost pentru toate categoriile de credit, însă cele mai multe solicitări de amânare au venit din partea domeniilor care au fost cele mai afectate. A fost un număr destul de ridicat al solicitărilor privind amânarea ratelor, în special după ce a fost și votată sau propus această măsură de către guvernul de la acea vreme. Nu pot spune în momentul de față dacă care sunt efectele pe termen scurt ale acestei amânări în ceea ce privește sistemul bancar, dar cu siguranță și amânarea în anul 2021 va avea un impact, să spunem noi, nu foarte bun, dacă lucrurile vor continua în această direcție și în anul 2021, pe toată această perioadă de 9 luni. Autoritățile speră că rezultatele implementării acestei facilități vor avea ca efect menținerea în activitatea companiilor implicită a locurilor de muncă furnizate de acestea pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei COVID-19 și protejarea persoanelor fizice ale căror venituri au fost afectate în această perioadă. Din primăvară și până acum, aproape 600.000 de români care nu aveau restanțe au cerut suspendarea plății datoriilor.